În ultimele zile, în spațiul virtual, circulă o informație conform căreia, începând de luni 1 martie, toate școlile din județul Hunedoara vor trece pe scenariul roșu, adică acela cu predare exclusiv online. Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, a lămurit această chestiune. Acesta a declarat că informația este una falsă, precizând că, într-adevăr, în unele școli s-a schimbat scenariul de predare, dar acest lucru nu schimbă cu mult situația existentă în prezent. Într-adevăr, este un zvon, dar nu este real. Dacă ați văzut, incidența la nivel de județ este 2,29. Sigur că în contextul evoluției epidemiologice există mici alunecări în anumite zone dintr-un scenariu în altul. În linii mari, astăzi, după ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, anticipăm că scenariile, repet, nu vor suferi modificări esențiale. Sunt, într-adevăr, școli în zone în care trec pe roșu, sunt unele care din galben trec pe verde, însă nu este nimic alarmant. În schimb însă, la DEVA, bună parte a unităților de învățământ rămân închise din cauza problemelor legate de furnizarea agentului termic. În celelalte, care au centrale proprie, predarea fiind făcută în sistem mixt, din scenariul galben. Acest scenariu prevede că sunt prezenți în bănci preșcolarii și elevii din ciclul primar, precum și cei din clasele a 8-a și a 12-a, iar pentru ceilalți, predarea se face online. Inspectorul școlar general al județului Hunedoara a precizat că în momentul în care termocentrala Mintia va da asigurări că va livra căldură în mod constant, scenariul de predare se poate schimba. Așteptăm cu încredere momentul în care termocentrala Mintia ne va asigura 100% că va furniza non-stop, deci în continuare, agentul termic. Până atunci rămânem pe scenariu pe care au mers până acum unitățile de învățământ. Am discutat asta și cu domnul primar Oancea și cu domnul prefect Călin Petru Marian. Presupun că luni vine căldura și așteptăm cu încredere acest lucru și se pare că așa va fi. În momentul respectiv, colegii noștri vor face Consiliul de Administrație, vom schimba scenariu conform ratei epidemiologice din municipiul Deva. Ilie Pârvan a mai afirmat și că pe 1 martie în școlile din județul Hunedoara se vor putea oferi, conform tradiției, mărțișoare și flori, dar recomandă ca măsurile de siguranță sanitară aflate în vigoare să fie respectate. Fac referință la un comunicat de presă al Ministerului Educației, domnului ministru Sorin Câmpeanu, în data de 24 februarie, în care spune foarte clar că mărțișorul este un simbol. Este un simbol trecut pe lista patrimoniului UNESCO și un simbol nu poate fi interzis. Deci Ministerul și noi, Inspectoratul Școlar, nu interzicem, să zic, mărțișorul în școală. Însă, colegial vorbind, discutând cu colegii mei, sigur că trebuie să fim atenți pentru că suntem în pandemie și trebuie să respectăm niște reguli de igienă. Dar mărțișorul și florile nu pot fi interzise în unitățile de învățământ pentru că reprezintă un simbol. În județul Hunedoara sunt 250 de unități de învățământ, iar în aproximativ 200 dintre acestea, elevii sunt prezenți la cursuri, în totalitate sau parțial, în funcție de situația epidemiologică înregistrată în localitățile unde își desfășoară activitatea respectivele școli.